Toamna a venit cu vreme rea și distrugeri în toată țara. În județele Cluj, rafalele puternice au creat pagube serioase. O comună întreagă a rămas fără curent electric după ce stâlpii au fost doborâți de vânt. Mai mulți copaci au fost mulși din rădăcini și aruncați pe un drum, iar circulația rutieră a fost blocată. În Mehedinți, bucățile mari de gheață au distrus culturile de viță de vie. O furtună puternică a măturat mai multe localități din Cluj. Ia l-a făcut pământ, pe ceva n-am văzut în viața mea. Că mi-au crengi ca mâna așa, pe sus. Mai mulți stâlpi au fost doborâți într-o comună, iar locuitorii au rămas pe întuneric. În localitatea Sălătruc din județul Cluj, vântul a avut o forță atât de mare încât a pus la pământ o mare parte dintr-o pădure de brazi. Rafalele puternice au smuls acoperișul unei biserici, iar mai multe solarii au fost distruse. Furtuna a făcut prăpăd și în municipiul Dej. Au fost afectate acoperișurile la 5 blocuri, mai mulți copaci au fost rupți, efectiv, a fost avariată o mașină. În Mehedinți, vijelia a venit însoțită de grindină. În nordul județului, bucățile de gheață au distrus plantațiile de viță de vie. În Drobeta Turnu Severin, ploaia de doar o jumătate de oră a transformat mai multe străzi în adevărate râuri care s-au revărsat în gospodării. Are mai bine de o jumătate de metru. Toată curtea e plină. În unele zone, pământul s-a surpat. În Petroșani, acoperișul de peste 1200 de metri pătrați al pieței centrale a fost distrus de vânt. Dacă mă duceam atunci, mă omora. O căzut așa în jos, o venit până aici, nu știu, la magazin. Partea aia s-a dus, o parte s-a dus tocmai dincolo, la scările alea. O vijelie de jumătate de oră a afectat și orașul Târgu Mureș. Două drumuri principale au fost blocate din cauza pomilor trântiți la pământ. Mai multe mașini au fost avariate. A izbucnit o furtună enormă, am auzit o pocnitură enormă, am ieșit afară și toată structura mașinii este deteriorată. 6 autoturisme avariate, 11 copaci care au căzut în urma furtunii, 3 pe cale să cadă. A dărâmat bradul ăsta mare pe două case aici. O spart acoperiș, o dat jos hornul. Pompierii stau de 3 ore aici și nu știe ce să facă. Avertizarea de cod galben a expirat în această dimineață la ora 3. În mai multe zone din țară, însă, vremea se menține instabilă, cu ploi însemnate cantitativ în sudul, centrul și nordul țării, precum și în zonele de deal și de munte.